Domnișoară, scui pe un pic pe ea. Ascultă-mă ce spun, că-s mai bătrână, mă. Așa. Îmi dă mult de apă, cum să plâng și gata. Lăsați-mă că lor le-i rușine, nu-i ca la noi, la voi altfel. Care noi? Că eu încă n-am ajuns acolo. Draga mea soție, vreau să spun astăzi, ziua în care noi ne-am căsătorit, că îmi știu dintotdeauna că tu vei fi a mea, de când te-am cunoscut. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea. Andrei, ești obligat, ești dator, conform Sfintei Scripturi, să oferi iubire și Dumnezeu să te ajute la lucrul acesta. Nu-mi imaginez cum ar fi fost viața mea până aici, fără tine. Și vreau să spun că de acum înainte o să te fac cea mai fericită și am să te iubesc cum știu eu mai bine. Cred că Ana va fi supusă lui Andrei din dragoste, pentru că Andrei mai întâi îi va oferi iubire și dragoste lui Ana. Dumnezeu să facă lucrarea aceasta. Te iubesc din toată inima mea și mă bucur că ne-am găsit, mă bucur că ne-am căsătorit și mă bucur că o să fim împreună toată viața noastră. Te iubesc, Ana. Sper ca și tu să mă iubești și să mă prețuiești la fel. Așadar, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura voastră, Andrei și Ana. Stăruiți asupra ei, zi și noapte, și veți ajunge să sfârșiți călătoria aceasta, căsnicia voastră, cu o ceartă neîncepută. Amin. Shiny and new, I fell for you.
Andrei, îmi pare foarte bine că în sfârșit v-ați căsătorit. Știi bine că am fost de la început de acord cu relația voastră și tot timpul ți-am spus: hai Ana, du-te la Andrei, ia Andrei și invers. Îmi pare foarte bine că ai fost și vei rămâne prietena cea mai bună. Îți doresc multe binecuvântări în viața ta. O să aștept să ai un bebe, să ți-l plimbi prin oraș și vă iubesc mult, în special pe tine, Ana. Te pup! Nu uitați, sunteți unicați, sunteți deosebiți. Nu lăsați pe nimeni să bage în casa voastră decât Domnul Iisus Hristos să fie cu voi. Amin. Sofi, mami, spune ceva, Ana. Nu zici ce scoate. Scoate și zici ceva, zic. Da, Sofi iubește mult de tot. Și noi vă dorim să fiți fericiți toată viața ca în ziua de astăzi. Vă pupăm și vă iubim mult de tot. Hello, Ana, Andrei. We love you guys. Vă pupăm și drum bun în călătoria pe care o aveți de mers. Casă de piatră, scumpii noștri miri și felicitări. Și de-abia așteptăm să venim la botez. Casă de piatră, tot ce-și doresc, să fie fericit, să aibă mulți copii și să-și împlinească toate visele. Vă pupăm, vă urăm casă de piatră, fericire, copii frumoși și sănătoși și să vă iubiți mult. Și eu vă urez la fel, să fiți fericiți și cu copiii lăsați-o puțin mai târziu, nu vă grăbiți încă. Sunteți foarte, foarte tineri, bucurați-vă de viață și când vor veni copii, cu siguranță vom fi lângă voi și la botez.